Ne pregătim, dragi ascultători, duminica aceasta să marcăm cea de-a 55-a zi mondială a comunicațiilor sociale, o zi pentru care Sfântul Părinte Papa Francisc ne-a încredințat tema Vino și vezi a comunica întâlnind persoanele. Spunea Sfântul Părinte, citând din fericitul Manuel Lozano Garrido, deschide cu uimire ochii la ceea ce vei vedea și lasă mâinile tale să se umple de prospețimea limfei, în așa fel încât ceilalți când te vor citi, vor atinge cu mâna miracolul palpitant al vieții. Spuneam, sunt cuvintele fericitului Manuel Lozano Garrido, cuvinte cu care îi sfătuia pe colegii săi jurnaliști. De ce această întâlnire a persoanelor atât de importantă în comunicarea noastră? Încercăm să discutăm în continuare, pornind de la mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc pentru Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, împreună cu invitata mea de astăzi. Mă bucur să o salut la RCSFM pe Mihaela Caba, jurnalist catolic și doctorand. Hristos a înviat, Hristos a înălțat. Bun venit la RCSFM, Mihaela. Adevărat că a înviat, adevărat că s-a înălțat. Bine v-am găsit. Vă salut cu mult, mult drag și mă simt onorată să fiu invitată acum pentru prima oară pe undele RCSFM. Salutări tuturor ascultătorilor și întregii echipe. Mulțumim, mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru colaborare și nu întâmplător această primă participare la o emisiune RCSFM este despre jurnalism, este despre comunicare, este despre o temă atât de actuală și atât de dragă Sfântului Părinte Papa Francisc, dar nu numai lui, tuturor jurnaliștilor, cred, care vor să facă jurnalism curat, jurnalism frumos. Cum ți se pare această temă pe care Papa Francesc ne-o propune pentru această zi mondială a comunicațiilor sociale? Cred că ajunge la sufletul oricărei persoane care ascultă fragmente sau invitații directe din acest mesaj. Este un mesaj care, cred eu, depășește liniile jurnalismului și ajunge exact acolo unde este ținta tuturor jurnaliștilor sau unde ar trebui să fie, adică oamenii. Este o invitație directă, așa cum spuneam, de a veni și a vedea, de a reînțelege împreună că adevărata comunicare stă practic acolo unde sunt persoanele. Nu este pe internet, nu este în lumea informației reci care circulă și care ne stă la dispoziție în această lume largă, digitală și mai ales virtuală, aș putea să spun, nu ne putem rezuma ca adevărați comunicatori, dar nici ca cetățeni, cred eu, adevărați ai unei comunități, să ne aplatizăm, iată cum spune și Sfântul Părinte, în ziare fotocopii, adică să facem un copy and call, să copiem totul, căci e oricum deschis accesul tuturor și la dispoziția tuturor, ci trebuie să facem un pas înainte, să mergem și să vedem, să ne tolcim tălpile încălțărilor, așa cum se exprime, exact, ca să ajungem exact acolo, la adevărul lucrurilor, și anume în viața concretă a persoanelor. Aceasta pentru nu a percepe tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru la nivelul acestei realități exclusiv informaționale sau în fața computerului, de ce să nu spunem aceasta. Este foarte frumos că suntem invitați în acest an să facem aceasta, cu atât mai mult cu cât trăim în contextul acesta oarecum special, apart al pandemiei, al unei crize umanitare, aș putea să spun mondiale, în care cred am avut șansa, dincolo de provocarea pe care am trăit-o, să înțelegem ce mult înseamnă această întâlnire reală, de a merge, de a vedea, de a sta efectiv cu persoanele și de a nu fi nevoit să ne rezumăm exclusiv la o comunicare, digitală, virtuală sau pur și simplu prin intermediul mijloacelor de comunicare. Este inedit acest mesaj, deși simplu, în stilul deja cunoscut al Sfântului Părinte, cu atât mai mult cu cât acum un an ne invita, dacă ne amintim puțin, să reflectăm asupra forței povestirilor. Umanitatea nu poate să, omul nu poate să trăiască ca ființă fără să se îmbrace de povestiri. Întreaga sa viață este o povestire. Iată acum, pentru a duce mai departe această povestire și pentru a ne bucura unii de alții, pentru a comunica cu adevărat, trebuie să mergem
și să vedem, să împărtășim viața reală a celorlalți în pofida inovațiilor tehnologice care ne stau la dispoziție și care ne pun practic în fața unei realități imense, cum spuneam, în care ni se pare că suntem cufundați. Poate uneori nici măcar ni se pare, pentru că e atât de subtilă acea limită a conștientului încât nici nu realizăm, de exemplu, cât de mult timp petrecem în fața unui ecran sau în fața unui telefon, timp care ar putea fi folosit pentru întâlnirile reale cu ceilalți. Întâlniri care, pe de-o parte, cum spune Sfântul Părinte, ne tocește tălpile încălțărilor, pe de altă parte, ne ajută să transmitem un mesaj cât mai clar, dar și cât mai corect. Spune Sfântul Părinte, să spunem din experiență, nu din cele auzite, chiar și atunci când transmitem o știre, când comunicăm o informație. Exact. Aceasta este strada reală a vieții. Experiența personală este izvorul nesecată, aș putea spune, de vitalitate. Este altceva, inclusiv jurnaliștii știu foarte bine despre ce e vorba când spun aceasta, când mergi, faci teren, cum se zice, ajungi acolo să iei personal un interviu unei persoane și apoi trebuie să elaborezi știrea sau pur și simplu dai o știre, o comunici pentru că ai primit în acest secol al vitezei atât de repede un comunicat oficial, instituțional. Diferența dintre cele două este imensă și face practic diferența unei adevărate comunicări. M-a fascinat întotdeauna acest subiect, chiar dacă într-un alt context, să spun, de a înțelege diferența dintre această informație imediată care ni s-a pus la dispoziție prin intermediul internetului și cât de profundă e experiența reală a unei persoane care trăiește, spre exemplu, nu știu, o boală, o perioadă în care trebuie să treacă prin ceva inevitabil și neprevăzut. Nu mă refer aici neapărat la virusul care circulă printre noi, să spunem așa, ci efectiv o experiență de homo patiens, de om care suferă, care este pus, iată, în fața vieții și cum reușește să transpună, să spunem așa, internet sau noile mijloace de comunicare, această experiență personală. Spun că este o diferență clamoroasă pentru că, într-adevăr, nu știu dacă mai era nevoie, dar am redescoperit în ultimii ani prin acest interes de diferență între comunicarea personală, comunicarea istoriei personale și informațiile care există pe internet, pe lângă sau pe baza aceluiași subiect al experienței personale, am redescoperit practic forța acestei istorii de viață împărtășite. Mă refer aici la situații foarte comune, sunt sigură că toți practic apelăm la același mijloc de a ne simți poate în anumite momente vulnerabile, mai ales de sănătate fizică, curioși să aflăm mult mai multe informații și apelăm imediat la motorul de căutare cel mai apropiat care ne stă la îndemână să găsim tot ceea ce scrie pe internet despre aceasta. Ei bine, cât de mult ne ajută să știm atât de mult, mai ales în fața unui diagnostic mai puțin mai ușor, mai greu de acceptat, precum cel al unei tumori, spre exemplu, am încercat să redescopăr în ultimii ani. Și m-am bucurat enorm că mesajul Sfântului Părinte, practic, vine ca o concluzie inedită a ceea ce înseamnă oportunitate, dar și capcană în internet, în web, în această rețea cu nenumărate oportunități, dar totodată și provocări. Un flux continuu de informație, dar totodată un loc în care suntem invitați să punem accentul pe ceea ce înseamnă mărturie personală și să nu rămânem doar la nivelul rece al unei informații sau unui flux continuu de imagini. Mă bucur că ai amintit deja de, să spunem, preocuparea ta din ultimii ani și cumva mi-ai lansat următoarea întrebare care se referă chiar la acest lucru, pentru că
această temă cumva scoate atât de mult în evidență experiența ta din ultimii ani în care ai scris acest doctorat, pentru care te felicit încă o dată și Mulțumesc. oficial și pe care știu că îl vei susține în foarte puține zile, chiar la începutul lunii iunie. Cât de mult contează istoria de viață și m-aș trece acum, de ce nu, chiar și la această parte a doctoratului, a muncii tale, pe lângă aceea de jurnalist catolic, în ceea ce tu ai scris, ai realizat și cumva în ce te-ai pus, pentru că noi, ca oameni, ne punem în munca noastră, chiar și în ceea ce scriem, nu doar atunci când facem, poate, un lucru manual. Cred că de la aceasta a pornit, de fapt, și aceasta este și ideea mesajului Sfântului Părinte, ca să facem comoare din propriile noastre experiențe de viață, să nu avem impresia că fericirea adevărată sau adevărul îl găsim doar în afara noastră sau printre informații. Această experiență personală pe care eu am trăit-o, spre exemplu, împreună și alături de mama mea, acum 7 ani, a fost ideea de la care am dorit nu doar să îi dedic ei, iată, o povestire reală, așa cum aș putea să-i spun, precum poate să fie o teză de doctorat, oricât de științific ar fi ea, dar a fost locul în care am găsit întotdeauna răspunsuri. Atunci când mă întrebam, ok, ce înseamnă cu adevărat o comunicare cu un pacient, de exemplu, sau o comunicare interpersonală, reală, umană, ce ar vrea să audă celălalt, cu ce cuvinte să-i spui acestea și cu ce cuvinte să nu încerci să comunici această realitate, cât de mult te ajută, practic, să faci parte dintr-o comunitate de alte persoane care trec prin aceeași experiență și cât de puțin te ajută să știi toate informațiile strict medicale legate de problema pe care o ai. Au fost toate întrebări care s-au născut, iată, dintr-o experiență personală, din ceva empiric, deloc științific. Probabil am ajuns la concluzii deja bine știute, dar trecând prin experiența aceasta personală, practic, a fost un parcurs al meu. Am învățat eu să comunic mai bine sau m-am transformat eu ca însoțitor al acestui drum, precum drumul din Emaus, spre exemplu, nu? De a merge și de a vedea, precum apostolii din zorii dimineții învierii, când merg să vadă și să comunice, pentru că stupoarea oricărei experiențe personale, stupoarea adevărului văzut, atins, experimentat în mod personal, nu poate să nu te facă să comunici. Cred că, de fapt, acolo este cheia sau flacăra acestui act inedit, fără de care nu putem exista, și anume comunicarea. O teză de doctorat este o formă de comunicare și munca la această teză este o formă de comunicare. Ce a adus diferit experiența aceasta a doctoratului? Și dacă ne poți spune încă o dată tema, nu știu dacă am spus-o pentru ascultători, noi o știm, dar dacă vrei să o repeți. Da, am încercat să analizez informațiile care se găseau pe parcursul a 2 ani pe Google despre cancerul la sân și experiența sau istoria personală a unei paciente, mama mea, cu această capcană a vieții, să-i spunem, și să facă o analiză de la ceea ce înseamnă conținutul ca informație, cum vă spuneam, și persoana, omul, pacient, ca analiză antropologică, dintr-o perspectivă transdisciplinară. Aceasta ar fi, pe scurt, tema doctoratului meu. A fost extraordinar pentru că am pornit de la această experiență personală, care a devenit, practic, motivație continuă. Este motivul principal pentru care, oricât a fost de greu sau oricâte capcane poți să experimentezi, am ajuns la final, iată, la liman, poate puțin mai târziu decât alții, dar am ajuns și mulțumesc, în primul rând, Domnului pentru aceasta și tuturor celor din jur care au înțeles și au fost cu mine în această călătorie plină de capcane, cu siguranță, sau încercări. Și e ceea ce a contat cel mai mult, pentru că nu, oricât aș fi fost tentată să renunț, faptul că am pornit de la o experiență personală, că am decis să dedic toate aceste căutări personale unei ființe
dragi și celor dragi din jurul meu mai apoi, a fost motivul pentru care am reușit să ajungem oarecum împreună la final și să rămână din acest doctorat ceva mai mult decât o teză exclusiv instituțională sau sute de pagini cu teorii despre comunicarea medic-pacient sau comunicarea instituțională în instituțiile sanitare. Să fie ceva mai mult, să fie o povestire a vieții, dar și o mărturie. Cred că aici este pasul care îl face. Am încercat să-l fac, de fapt, și oarecum l-am regăsit tocmai în aceste mesaje oferite cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor Sociale anul trecut, respectiv anul acesta. Pentru că unele lucruri se pot învăța numai experimentându-le. Nimic nu înlocuiește faptul de a vedea personal. Este ceea ce spune și Sfântul Părinte în ultima parte a mesajului din acest an. Ar putea însă exista voci care să nu fie de acord cu asta, să spună că a vedea personal sau a trece totul de fiecare dată prin filtrul experienței ne-ar face prea subiectivi și atunci nu am mai fi neapărat jurnaliști foarte, foarte clari așa și conciși în lucrurile pe care le transmitem. Da, ar exista. Nu doar că ar putea să existe, cred că sunt cele mai multe voci care spun aceasta și sunt cei mai mulți jurnaliști care au ajuns ca din această frumoasă vocație, cred eu, care este o chemare de a fi de partea omului, de a da voce poporului sau comunității, de a transmite anumite valori, au făcut acest compromis adus odată cu mijloacele noi de comunicare de a ne uniformiza, de a da toți aceeași știre, cel mult poate de a găsi un detaliu picant pentru a ieși primi sau a ieși în față și de a nu ajunge în profunzimea lucrurilor, de a nu ați pune întrebări oare ce stă în spatele unui comportament, de exemplu, comunicat. De ce se întâmplă anumite lucruri în societate și nu doar ceea ce se întâmplă. Sunt foarte multe voci de acest gen și cred că sunt foarte, foarte multe persoane care preferă să rămână, iată, pe palierul acesta al informației reci, dar clare, obiective, directe, care circulă, pe care o dau toți, tocmai pentru a nu se expune și a nu și arăta de ce nu propria vulnerabilitate, pentru că în momentul în care îți expui experiența personală sau alegi să nu stai doar în fața unui computer, ci ți-a mers să întâlnești personal o altă ființă ca și tine, dar care a trecut printr-o altă experiență, cred eu, oarecum te expui și arăți totodată vulnerabilitatea sau limitele frumoase ale umanității care te reprezintă. Dar, bineînțeles, este un parcurs mult mai lung, ia mult mai mult timp, este mult mai subiectiv, ridică mult mai multe critici, așa cum spuneam, și, bineînțeles, nu se poate realiza într-un timp atât de imediat, ca și o știre care în câteva minute apeși pe două butoane și o vede toată lumea, nu? Dar ideea este ce rămâne în spatele acestui mesaj. Aici cred că este acea dimensiune transdisciplinară despre care încercam să vorbesc puțin și în testa despre care aminteai. Ce rămâne dincolo de mesajul care ajunge, da, rapid, țintit, imediat la o persoană. Cred că doar experiența personală poate să facă diferența, atât ca jurnalist, cât și ca și subiect al acelei știri. O persoană, de exemplu, inclusiv în campanii, inclusiv în campaniile pe care le vedem în jurul nostru, să găsești alte persoane care au trecut, de exemplu, printr-o boală, să vorbească despre acea boală pentru a-i convinge pe semenii lor să urmeze alți pași ca să nu aibă aceeași experiență sau pur și simplu pentru a împărtăși propria experiență, este mult mai eficient decât orice altă campanie de comunicare publică în legătură cu, nu știu, un vaccin, un comportament medical sau un medicament. Este mult mai eficient, doar că ia mult mai mult timp și pe jurnalist poate să nu-l ajute întotdeauna, mai ales că îi va sensibiliza acea coardă invizibilă a umanității sale personale. Așa cred.
dar merită, merită cu tot din adinsul. Îmi amintesc cuvintele tale de unul dintre profesorii pe care i-am avut studiind împreună la Universitatea Salesiană, Don Ivan Mafeis, un profesor și un preot extraordinar care cred exact aceste lucruri ne le spunea de fiecare dată în acel curs pentru comunicare, a fi mai mult decât oameni care dau știri, oameni care conduc o informație dintr-o parte în cealaltă, a pune experiența în tot ceea ce noi comunicăm și a ne punem în comunicarea pe care noi o dăm mai departe. Ar fi multe de povestit și vom mai reveni. Te las în schimb să îți susții teza de doctorat și după 1 iunie să știi că vom veni să discutăm doar pe acest subiect, dacă accepti, bineînțeles, invitația noastră. Ca o concluzie, ca, nu știu, un gând pe care din acest mesaj, din experiența ta, dorești să-l transmiți ascultătorilor și care să ne călăuzească, de ce nu, în această zi mondială a comunicațiilor sociale, care nu este doar a jurnaliștilor, este a noastră a tuturor, pentru că, într-un fel sau altul, fiecare este un mic formator de opinie. Mulțumesc tare mult de invitație încă de acum. Răspunsul este pozitiv și va fi o mare, mare plăcere să stăm să redescoperim împreună sensul adevăratei comunicări, acea comunicare dintre ființele care au avut curajul să iasă, iată, din ele însele, să avem curajul să ieșim din propriile noastre limite. De ce nu să ne punem în criză, să ne lăsăm să fim puși în criză, în anumite momente, tocmai pentru a porni în căutarea aceasta extraordinară a adevărului. Iar adevărul nu îl vom putea niciodată vedea doar citind știrile și materialele deja aflate pe rețea, ci îl vom putea atinge și experimenta de aproape și cu ochii sufletului. Să reușim să comunicăm dincolo de cuvinte și să trăim dincolo de aparență și de informație. Acestea sunt la disponibilitatea tuturor, dar sensul acestei căutări stă în decizia fiecăruia. Mulțumim pentru aceste gânduri și pentru timpul acordat. Mult succes în pregătirea apărării tezei și să ne auzim curând la ECSF, Mihaela. Mulțumesc, vă mulțumesc tare, tare mult și vă doresc în continuare să fiți acea comunitate vie unde experiența fiecarei persoane, inclusiv de radio, să fie împărtășită tuturor semenilor pentru a trăi și a palpita împreună acest frumos adevăr. Mulțumim, așa să fie. A fost alături de noi până în acest moment Mihaela Caba, jurnalist catolic și doctorand. Am vorbit despre Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, pe care o vom marca duminica aceasta.